Echipa acestei ediții Top Românesc, iată prietenii care s-au remarcat prin corespondențe, comentarii, interviuri, ar fi următorii: Ioana Matfeev, se știe, Mircea Nicolau, Liana Dumitrean, Daria Ichim, Maria Crăciun. Da, și ei și mulți alți prieteni ai topului care au cunoscut-o și au cunoscut-o foarte, foarte mulți pe Viorica G. din Cluj. Și noi deplângem plecarea atât de neașteptată a Vioricăi din această lume, condoleanțe familiei. A iubit această emisiune foarte mult, a iubit enorm muzica românească. Am ținut să vin cu acest anunț înainte de... Top Românesc, prietenii vorbesc. Da, mezina din echipa acestei ediții Top Românesc, Maria Crăciun, Maria din Galați, Maria, o știm cu toții. Maria, bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! Salut! Da. Sunt aici cu Lucia, da. Am ales-o pe Maria la ultima emisiune Top 2012. E isteață, foarte talentată, foarte plăcută. O voce foarte, foarte bună. Exact, un copil în stare să ducă în lume faima muzicii românești. Un copil care, indiferent pe ce scenă se află, câștigă instantaneu publicul, face să se vorbească de România. Lucia, e puțin în ziua de astăzi lucrul ăsta? Este mult. Este extraordinar, este extraordinar. Măriuca, la mulți ani, Măriuca. Mulțumesc mult. Da, ce ne spui tu? Pentru că noi te-am ales. Vreau să vă spun că sunt foarte fericită că vorbesc astăzi cu dumneavoastră și vă mulțumesc mult că m-ați propus pe mine pentru interviu. Tu asculti topul nostru pentru că este un top cu muzică românească, da? Da, chiar acum ascultam emisiunea cu drag. Ești iubitoare a muzicii românești? Da, desigur. Dar când mergi și cânti pe scenele din străinătate, mai cânti și alte melodii, succese mondiale, nu-i așa? Mai cânt câteva piese în limba engleză, dar cel mai mult îmi place muzica românească, pentru că, bravo, normal, este muzica țării mele și îmi place foarte mult. Un artist din lume care îți place ție cel mai mult? Albano, nu? Albano, da. Da. Și de la noi? Și de la noi, Mira. Mirabela, bravo. Spune-ne, pentru 2013, ce planuri ai? Că tu mergi la festivaluri, ai treabă. Voi avea un proiect foarte important. O să vă spun atunci dacă se va realiza. Așa. Și voi avea câteva evenimente importante și o să vă spun atunci, la timpul potrivit. Ei, bravo. Atunci așteptăm noutăți din partea ta, da. Ne scrii pe topromânesc.ro. Succese, copile, da. An nou cu bucurii, te îmbrățișăm, Maria Crăciun. Toate bune și familiei tale, mămicii tale, numai bine. Este magic, nu-i așa?